Tot în mediul online, senatorul liberal Romulus Bulac a mai declarat: copiii primesc alocații cu 20% mai mari, respectiv cei cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani vor primi 185 de lei, iar cei de până la 2 ani și cei de până la 18 ani cu dizabilități vor primi 369 de lei. Alte 4 creșteri cu câte 20% sunt prevăzute în 2021 și 2022. Pensionarii primesc pensii majorate cu 14% pe 14 septembrie, inclusiv pensiile sociale, care cresc de la 704 la 800 de lei. Ca valoare absolută este cea mai mare creștere din istoria majorării punctului de pensie, respectiv de la 1265 lei la 1442 lei. Spre comparație, în 2018, pensiile ar fi trebuit să crească cu peste 7% de la 1 ianuarie. Prin creșterea punctului de pensie cu 10%, abia de la jumătatea anului, pensionarii au pierdut 240 de lei în 2018 la o pensie medie de 1000 de lei. În 2019, pensiile ar fi trebuit să fie indexate cu 9% de la începutul anului, dar nivelul punctului de pensie a fost înghețat la valoarea din iulie 2018 până în septembrie 2019, iar pensionarii au pierdut 540 de lei în 2019 la o pensie medie de 1100 lei. Ținând cont de contextul economic, guvernul Orban majorează alocațiile și pensiile cu procentul maxim posibil pentru bugetul actual, puternic afectat de pandemie și criza economică generată de aceasta. Am refuzat să expunem România unui risc economic generat de majorări nesustenabile. Obiectivul PNL este să putem plăti aceste majorări lună de lună și în anii următori. Pentru prima dată în ultimii ani, pensiile vor crește cu adevărat peste procentele de scumpiri și la un nivel care poate fi plătit în anii viitori.